Planeta noastră este plină de frumuseți și minunății care inspiră uimire. Este de asemenea un loc amenințător, plin de pericole la orice pas și, în paradoxul suprem, uneori frumusețea și pericolul lumii noastre coexistă în aceleași locuri. Așadar, hai să facem o călătorie în jurul globului, căutând unele dintre cele mai periculoase locuri din lumea noastră de astăzi. Deșertul Danakil cu temperaturi care depășesc de obicei 50 de grade Celsius, deșertul Danakil din nord-estul Etiopiei este cât se poate de nelocuibil. Trei plăși tectonice se despart lent în această depresiune geologică, astfel că vulcanii abundă, iar geizerele scot gaze toxice, făcând atât solul cât și aerul un pericol pentru siguranță. Chiar și o scurtă vizită ar putea avea un impact dramatic asupra sănătății datorită probabilității de otrăvire cu vapor sulfurici concentrați. De asemenea, există întotdeauna posibilitatea unor erupții, zona fiind în mod constant activă din punct de vedere vulcanic. Salinele uriașe și câmpurile hidrotermale în galben sulf strălucitor și albastru intens sunt hipnotizante deși zona este atât de îndepărtată și periculoasă încât nu mulți turiști se aventurează aici. Insula Șerpilor Aflată la aproximativ 40 de kilometri de coasta Braziliei în Oceanul Atlantic, insula Șerpilor este destul de mică, având o suprafață totală de numai 0,4 km pătrați, dar are o reputație mortală până într-acolo încât este ilegal să o vizitezi cea mai mare amenințare pe care o reprezintă insula este dată de coloniile de șerp cu cap de lance auriu, care sunt o varietate de specii de vipere. O singură mușcătură va ucide un om matur în doar câteva ore, veninul arzând carnea și provocând sângerarea victimei până la moarte. Din fericire, insula este singurul loc în care vei găsi acest șarpe special, o populație de 2000 până la 4000 de exemplare trăind pe această mică insulă. Lacul Natron Acest lac este cunoscut drept una dintre cele mai neprimitoare zone de pe pământ. Lacul Natron, situat în nordul Tanzaniei, pare și acționează ca un lac de foc. Cantitatea mare de natron, un tip de sare de sodiu din lac, face ca apa să fie agresivă pentru piele și ochi, având un nivel de pH care uneori depășește 12. Lacul conține de asemenea bacterii roșii, conferindu-i nuanțele distinctive de roșu. Desigur, majoritatea formelor de viață nu pot supraviețui în apa lacului, care ajunge la o temperatură de 60 de grade Celsius. Cu toate acestea, cianobacteriile au găsit aici un mediu propice și au transformat lacul într-o suprafață roșie și portocalie, caracteristica sa. De asemenea, într-un mod surprinzător, 2,5 milioane de flamingo își fac cuib în apropierea lacului Natron, deoarece este unul dintre puținele locuri de reproducere pentru aceste păsări, ceea ce face ca protejarea lacului să fie o prioritate importantă în ceea ce privește mediul înconjurător. Valea Morții. Death Valley, așa cum este cunoscută în Statele Unite, este o vale deșertică la granița dintre Statele Americane, California și Nevada, cu o căldură extremă. Este cunoscută ca fiind unul dintre cele mai fierbinți locuri din întreaga lume. Există doar câteva deșerturi în Orientul Mijlociu și Africa care se apropie de temperaturi maxime în timpul verii, care pot face concurență văi morții. Cel mai fierbinte loc de pe pământ a înregistrat o temperatură record în luna iulie a anului 2018. Atunci, temperatura medie, incluzând minimele din timpul nopții, a fost de 42 de grade Celsius, iar timp de 4 zile la rând, maximele zilnice au atins o temperatură de 52 de grade, cea mai mare temperatură înregistrată un grup de coloniști rătăciți aici în iernile din jurul anilor 1849-1850 au dat numele de Death Valley. Deși doar o singură persoană a murit aici, din câte se știe, toți au crezut că această vale va fi cimitirul lor. Au fost salvați de doi dintre tinerii lor care învățaseră să fie cercetași, William Lewis Manley și John Rogers. În timp ce bărbații urcau peste munții din vale, unul dintre ei s-a întors și a privit înapoi spunând La revedere valea morții, câștigându-și locul în topul celor mai periculoase locuri din lume. Insula Santinelei de Nord Insula Santinelei de Nord este situată în insulele Andaman și este considerată unul dintre cele mai periculoase locuri din lume pentru turiștii care doresc să o viziteze. Nativii din acest loc au trăit în modul lor tradițional și au refuzat toate căile posibile de conectare cu lumea exterioară. Populația tribală care trăiește pe această insulă nu este obișnuită cu oamenii din afară, iar dacă turiștii pun piciorul pe insula lor, îi consideră o amenințare și se lasă pradă actelor de violență. Aceasta se numără printre cele mai ciudate insule de pe pământ și îi atrage pe aventurierii din întreaga lume cu poveștile sale. Un alt motiv pentru care oamenii sunt rugați să nu viziteze acest loc este din cauza siguranței comunității tribale. Aceștia nu au absolut nicio imunitate, iar turiștii pot fi purtători ai unor germeni care cauzează boli și le pot răspândi la întreaga comunitate. Oimiacon. În In inima Siberiei se află micul sat rusesc Oimiacon. Deși este un sat locuit permanent, doar aproximativ 500 de oameni îndrăznesc să trăiască aici din cauza faptului că este unul dintre cele mai reci locuri de pe pământ. Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată a fost de minus 71 de grade Celsius abia dacă pot crește culturi, astfel încât lipsa de disponibilitate a alimentelor este o problemă, iar în cea mai mare parte a timpului nu este sigur să stai afară pentru perioade îndelungate de timp din cauza riscului ridicat de hipotermie și de moarte. Este chiar prea frig pentru ca telefoanele mobile să funcționeze aici, cu toate acestea cele câteva sute de persoane care au rămas rezistă. Muntele K2, ai crede că Everestul este cel mai periculos munte din lume, dar se pare că K2, numit și Muntele Godwin Austin, deține acest titlu. Este al doilea cel mai înalt vârf din lume, iar vremea urâtă pe care o prezintă, plus înălțimea mai mare de la tabăra de bază până în vârf îl face cu atât mai dificil. Furtunile de pe K2 tind să dureze mai multe zile, ceea ce duce la mai multe decese de asemenea este foarte abrupt cu mai puține întindere plate în timpul ascensiunii. La cota de 7300 de metri drumul se aplatizează puțin, dar din cauza probabilității ridicate de căderi de pietre și avalanșe și a vremii imprevizibile, riscul de moarte rămâne ridicat, mai ales că există un nivel de oxigen mai scăzut la acele altitudini. Comparativ, peste 5.000 de oameni au escaladat Everestul, dar doar aproximativ 300 au cucerit K2. Drumul morții Drumul Nord Yungas este cunoscut sub numele de drumul morții din toate motivele întemeiate pe care le poți ghici. Condusul pe acest drum de 69 de kilometri este extrem de periculos din cauza ceții, a alunecărilor de teren, a cascadelor și a stâncilor înalte de 600 de metri la fiecare curbă. Până în 1994, aproape 300 de șoferi au fost uciși în fiecare an, ceea ce a justificat porecla sa și a plasat drumul pe lista celor mai periculoase locuri de vizitat din lume. Drumul se întinde suficient de departe pentru a conecta pădurea amazoniană cu capitala boliviană, înconjurată de terenuri muntoase, acest lucru înseamnă că nu era neobișnuit ca negustorii să se înghesuie în camioanele și autobuzele care încercau să își vândă lemnul și culturile din zonă. Virajele în act de păr însă nu erau suficient de largi pentru fiecare vehicul în parte, ceea ce a dus și mai departe la prăbușirea multor camioane, cu tot cu oameni și mijloacele lor de trai. Cu asta scheletelor. Coasta scheletelor se întinde din sudul Angolei până în nordul Namibiei, de la râul Cunene în sud până la râul Suacop. Coasta scheletelor se află pe lista celor mai mortale locuri de pe pământ, din cauza climatului aspru și oferă șanse aproape zero de supraviețuire. Vremea, vânturile fierbinți și lipsa de hrană și de apă fac dificile explorarea acestui loc lipsit de călători. Pe lângă condițiile climatice aspre, zona este plină de oase de numeroase animale: oase de balene, elefanți, broaște țestoase, foci și nu numai, ceea ce dă un aspect sinistru locului. În afară de condițiile naturale, amenințările umane, cum ar fi violența între bande și jafuri, fac ca turiștii să nu poată explora acest loc. Concluzie. Astfel, planeta noastră dezvăluie o dualitate fascinantă între frumusețea sa uluitoare și pericolele iminente care pot apărea în cele mai neașteptate colțuri ale lumii de la arșița extremă a deșertului Danakil și pericolul șerpilor veninoși de pe insula șerpilor până la temperaturile extrem de reci din Oimiacon și pericolul ascuns în peisajul aparent idilic al lacului Natron, fiecare colț al globului ascunde provocări unice și amenințări neașteptate. Cu toate că aceste locuri sunt atrăgătoare prin exotismul lor, ele reprezintă și un avertizment asupra fragilității vieții umane în fața forțelor naturii, demonstrând că, uneori, frumusețea și pericolul coexistă într-o armonie tensionată.